Aventura fulgilor. Iarna e întoi. De jur împrejur, cât vezi cu ochii, se așterne o plapumă de zăpadă. Pe câmpii, case, străzi și copaci. Zăpada e moale și pufoasă și strălucește sub razele soarelui foarte frumos. Din când în când, ninge cu fulgi mășcați. Aceștia se rotesc în aer buimaci, de parcă nu știu unde să se oprească. Ei caută cu ochișorii lor un locușor mai frumos și mai plăcut. Fiecare fulg are preferințele sale. Unul se așează pe o crenguță de cireș, de parcă toată viața visează să fie o floare albă. Altul s-a gândit că e minunat să te așezi pe o mașină și să te plimbi cu ea prin oraș, să privești în jur și să nu trebuiască să depui vreun efort. E obosit de atâta zbor și dorește să-și odihnească aripioarele. Un alt fulg vrea să vadă din ce este făcută coliba cea de pe capul unui băițel. Alt fulgușor se gândește cât de moale poate fi blănița cățelușului. Așa că fulgii se așează domol ba pe acoperișul caselor, ba pe copacii din grădină sau pe hăinuțele copiilor. Toți își găsesc un locușor care le place cel mai mult și se înghesuie unul lângă altul, bucuroși că sunt împreună